fost levantul audiobook și poezia. Avem o carte în care sunt peste 800, peste 200 și ceva de poezii. Sunt 6 volume, volumele de poezie Mircea Cărtărescu. Le vedeți în exemplarul meu, sunt și marcate exact în feliile volumelor, de la Farul Vitrine Fotografii 1980 până la Nimic 2010. Avem levantul 5 ore și jumătate de poezie în lectura lui Mircea Cărtărescu. Și cu toate astea am să vă rog să uitați cu desăvârșire precizările tehnice și să-mi dați voie să vă poftesc într-un fel de călătorie în spațiu și în timp, pentru că după mintea mea, pe aceste două fire, torcându-le dinpreună, putem avea parte de una dintre cele mai nemaipomenite experiențe de oameni, de cititori, de iubitori de poezie, de iubitori de frumos. Există, dincolo de cronologia volumelor care intră în poezia, care e o cronologie, se numesc exterioară, editoriale, anii de apariție, 1980-84-90, Levantul separat, există o cronologie mult mai importantă și aceea se suprapune efectiv peste o felie de viață, Mircea Cărtărescu. 20 și ceva de ani, 30 și ceva de ani. Un moment pe care l-aș numi de cenzură. Un moment ruptură de etapă, care este Levantul. Levantul despre care, într-unul din jurnalele lui, Mircea Cărtărescu spune că i-a dinamitat, că i-a distrus limbajul poetic și că îi va trebui o nouă viață ca să redescopere sau ca să pună altceva în loc. De la prima poezie, cea care deschide volumul de, să numim până la urmă, opere complete, poezia Mircea Cărtărescu, până la Occidentul, totul e o călătorie în timp și în spațiu, pe o cronologie și o spațialitate intime ale lui Mircea Cărtărescu. V-aș mai spune că lucrurile se leagă într-un chip simbolic cât se poate de trăitor. Ultimul poem care încheie volumul Poezia e celebrul Occidentul. Occidentul m-a dat capul de pragul de sus, Occidentul mi-a scos poezia din cap. E Occidentul. E un poem scris sub impactul experienței, cred, majore făcută de Mircea Cărtărescu, America văzută în 90. Mircea Cărtărescu se afla în America în clipa în care apare Levantul. E o notă în jurnalul lui, cred că 15 octombrie 1990, află la un telefon că a apărut Levantul. Cumva, Levantul și Occidentul trebuie citite, cred eu, împreună, trebuie cumva suprapuse. Și am să vă fac o probă ca să vedeți că toată această geografie Levant-Occident, care e interioară, e absorbită în cărțile lui Mircea Cărtărescu, nu e doar întâmplare, nu e doar hazard. Mircea Cărtărescu pleacă din România folosind arca Levantului. Levantul e o arcă pe care s-a urcat toată poezia românească. N-am să țin din nou discursul despre toți poeții care sunt topiți aici. Mă întorc. Deci Mircea Cărtărescu pleacă înspre Occident pe arca Levantului. De acolo însă, Levantul apărut fiind în România, trebuia să se întoarcă cumva altcumva. Arca rămânea în trecut. Gândul meu e că s-a întors, a făcut înapoi drumul peste ocean, nemai având o arcă, nemai având o bărcuță, cum vedeți pe sacoșa dedicată Levantului, s-a întors pe un fluture, s-a întors deja pe orbitor, care urma să fie a doua viață a lui Mircea Cărtărescu. Sunt notațiile lui din jurnal care vorbesc foarte clar de acel moment de cezură pe care am încercat la rândul meu să-l subliniez. Spune Mircea Cărtărescu, am 41 de ani, mi-a dispărut scripirea din ochi, ce-am avut mai bun de făcut în viață, am făcut. E clar că simte că există că trebuie să treacă peste un moment zero. Tot el îmi spune că, de fapt, esențială e devenirea. Nu să te găsești pe tine, ci să devii. E foarte frumoasă și sculpturală acea notație
din jurnal, iar partea lui de literatură, deci ceea ce nu e jurnalul literatură, desigur, dar mărturisire, toată literatura lui vine să vorbească despre această nevoie de schimbare la față. Sintagma folosește chiar el în jurnal. Am să închei citindu-vă în paralel cele doar două fragmente din Levantul, din Occidentul, apus răsărit, ca să vedeți de ce cred eu că trebuie să existe o suprapunere, de ce cred eu că astăzi nu suntem aici degeaba cu poezia și cu Levantul, ci pentru că există niște zei ai cărților care țes firele așa cum trebuie. Levantul, cântul al nouălea. Eu, Mircea Cărtărescu, am scris Levantul într-un moment greu al vieții mele, la vârsta de 31 de ani, când, nemai crezând în poezie, toată viața mea de până atunci și în realitatea lumii și în destinul meu în această lume, m-am hotărât să-mi ocup timpul crocind o iluzie. În Occident. Occidentul mi-a deschis ochii și m-a dat cu capul de pragul de sus. Las altora ce a fost viața mea până azi. Să creadă alții în ce am crezut eu. Să iubească alții ce am iubit eu. Eu nu mai pot. Una peste alta nu sunt două cărți, sunt pur și simplu două instrumente fabuloase pentru o călătorie în timp și în spațiu, de fapt o călătorie în mintea lui Mircea Cărtărescu. Și acum uitați cu totul tot ce am spus ca să-l puteți asculta pe Mircea Cărtărescu. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, sunt ca întotdeauna foarte emoționat că ați venit în număr atât de mare să ne întâlnim împreună în dimineața aceasta, sau astăzi, ca să spunem așa, dimineața a trecut de câteva vreme. Vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte că sunteți aici. M-am definit de-a lungul timpului în foarte multe feluri, însă astăzi vreau să mă definesc în mod simplu și foarte elocvent, ca autor humanitas. Astăzi mă definesc ca autor humanitas, pentru că sunt 25 de ani de când există această editură, pentru că lângă mine este cea care conduce această editură și care a condus-o de peste un deceniu, poate de un deceniu și jumătate, cu mână de pier în mănușă de mătase sau de dantelă, cum vreți să spuneți, Lidia, de care nu mă pot dispensa. După cum vedeți, astăzi m-am dispensat de critici literari care ar fi putut să vorbească despre cărțile mele sau de confrați autori, dar de Lidia nu mă pot dispensa pentru că facem împreună o echipă de foarte multă vreme la aceste feluri de lansări foarte plăcute. De asemenea, mă definesc ca autor humanitas pentru că marele meu prieten, Gabriel Liceanu, împlinește astăzi o vârstă foarte frumoasă și vreau ca în mod public să-i doresc la mulți ani și tot ce-și poate dori și el, cum să spune. Nu știu cine aș fi fost și ce aș fi fost fără această editură. De 20 de ani public aici. De 20 de ani... Sentimentul meu este că această editură mi-ar publica și o carte cu paginile goale. Ar publica absolut tot ce i-aș da. Acest cec în alb pe care mi l-au dat cei de la Humanitas, pe care mi l-a dat Gabriel Liceanu, pe care mi l-a dat Lidia Bodea, pe care mi l-a dat echipa de la Humanitas, este un lucru rarisim. Este un lucru rarisim. De obicei, autorii aleargă după editori. De obicei, se supun unor, câteodată, unor umilințe destul de triste, pentru a avea un loc în care să-și publice o carte. Eu am fost din acest punct de vedere un privilegiat, m-am răsfățat într-un fel, am fost răsfățat de această editură și nu am destule cuvinte să-i mulțumesc pentru asta. Cineva spunea, sau am citit în catalogul Humanitas de curând, că dacă toate lucrurile ar fi mers în România, așa cum a mers editura Humanitas de 25 de ani încoace, altă țară am fi avut. Și sunt absolut de acord cu acest lucru. Au existat doar câteva instituții și întreprinderi de succes în România care au reușit să meargă pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp cu toate motoarele aprinse. Probabil cea mai longevivă dintre ele este editura Humanitas. Îi doresc și eu să facă și 50 de ani și 100 de ani și așa mai departe. Vom muri și vom vedea, cum se zice.
Acum, în ceea ce privește cărțile acestea ale mele, am să vorbesc despre doi tineri care promiteau. Unul este autorul volumului Poezia și altul este autorul Levantului. Sunt ca doi copii ai mei. Ar fi putut să-mi fie copii la vârsta la care au publicat aceste cărți. Sunt ca doi oameni tineri pentru care am foarte, foarte multă tandrețe, care sunt legați genetic de mine. Nu știu, sunt fii, sunt nepoți, sunt altceva. Sunt legați genetic de mine, de felul în care sunt eu, de felul în care gândesc și simt eu, dar nu sunt eu însumi. Aici vreau să atrag atenția tuturor. Nu mai simt aceste cărți ca fiind ale mele. De altfel nu simt nicio carte de-a mea ca fiind a mea. În afara ultimea, ca întotdeauna. Întotdeauna am trăit într-o singură carte de-a mea. Am trăit clipa, cum se zice. Deși o clipă poate fi de 14 ani, cum a fost în cazul Orbitorului, sau de 5 ani, cum este în cazul ultimei cărți pe care sunt aproape gata să o închei în acest moment. E un roman la care am lucrat de 5 ani încoace. Numai ultima carte mă obsedează, numai în ea trăiesc, numai ea este ultimul compartiment al nautilusului meu, al, știu eu, melcului antediluvian în care îmi fac căsuțe succesive. Prima mea iubire a fost poezia și a rămas ultima mea iubire, a rămas ca o relație încurcată și nerezolvată până astăzi. De multe ori am remușcări că nu mai scriu poezie, de multe ori mă gândesc la epoca aceea în care am scris numai poezie sau aproape numai poezie și în care mă culcam cu poezia și mă trezeam cu poezia și trăiam peste viață cu poezia și mâncam poezie pe pâine. Nu eram singur în acea aventură din anii 80. Am fost împreună cu prietenii și cu colegii mei, cu obzeciști, cu poeți obzeciști, cu neuitații Alexandru Mușina, Florin Iaru, Traian Tecoșovei, Ion Stratan, Romulus Bucur, Ion Mureșan, Liviu Ioan Stoiciu, Nikita Danilov și atâția și atâția alții care nu-mi vin acum în minte, dar care mi-au fost întotdeauna foarte dragi. Am făcut parte dintr-una dintre cele mai bune și mai serioase echipe de autori din istoria literaturii noastre, cred eu, intelectuali adevărați, iubitori adevărați de cultură și de poezie, oameni cu care m-am simțit foarte bine întotdeauna și de la care am învățat foarte mult. Eu plecasem în poezie de pe cu totul alte poziții decât ei. Eram un culturalist, eram un om al cărților, eram un iubitor al poeziei moderne, anglosaxone, care paria pe T.S. Eliot, pe Ezra Pound, apropo, un superb Ezra Pound vă așteaptă astăzi pe rapturile cu Manitas. Eram un om care trăia în cultură. Venind la Cenaclul de Luna lui Manolescu, am învățat că se poate face și un alt fel de poezie. Am învățat că se poate practica un sport mult mai rapid în poezie. Am învățat care e diferența între tenisul pe iarbă, pe care eu îl practicam până atunci, și tenisul pe asfalt, pe care îl practicau colegii mei. Ei făceau, Iaru, Coșovei și alții, făceau o poezie mult mai rapidă. Mult mai rapidă. Nu se încurcau atât de tare în citate, în aluzii, în corespondențe culturale și literare și așa mai departe. La ei era un fel de acțiune directă în poezie. Asta am învățat de la ei. La un moment dat am abandonat culturalismul din primele mele două cicluri de versuri de acolo, din Farul Vitrinei Fotografii, poemul Căderea și alte câteva, ca să fac poezie obzecistă. Și am făcut 3 volume de poezie obzecistă de care sunt atât de fericit, nu pot să vă spun cât de mândru sunt și cât de fericit sunt că am putut să le fac. Că am putut să dăruiesc și eu ceva prietenilor și colegilor mei după ce ei mi-au dăruit, fără arginți, experiența și arta lor. Am scris atunci poeme de amor, Totul și Dragostea, 3 volume îngemănate. De fapt, un singur volum pe care l-am despărțit arbitrar în 3 bucăți. Este poezia mea obzecistă. Ce înseamnă obzecismul în poezie? Este triumful frumuseții pure, aș spune eu. Este triumful frumuseții moderne și postmoderne în stare pură. Este bucuria de a produce forme artistice plăcute, forme artistice pe care și publicul mai puțin instruit le poate gusta și le poate aprecia, forme artistice
aș spune eu, nu anti-intelectuale, dar para-intelectuale într-un fel, care nu se sprijină numai pe umerii enormi ai culturii vechi de 2000 de ani, ci și pe viața cotidiană, pe viața fiecăruia dintre noi, pe viața de fiecare zi. Asta am învățat în poezie de la Cenaclul de Luni și de la Obzecism. Cu toate acestea, la un moment dat am simțit că, de fapt, forma asta de poezie, foarte directă, foarte tandră, foarte ironică uneori, dar niciodată caustică, nu mă mai satisface cu adevărat. Pentru că am simțit că am scris prea mult în maniera asta, am simțit o anumită epuizare. Și veți vedea că pe parcursul acestor volume despre care v-am vorbit, am fost din ce în ce mai înclinat către teme mai grave, către sunete mai grave, către, să zicem așa, chei majore, în comparație cu cheile minore pe care le-am folosit inițial în poeme de amor, de pildă. Pe măsură ce înaintam și în vârstă, căci mă apropiam de 30 de ani în acel moment, simțeam deodată damnarea extraordinară a ființei omenești, greutatea timpului, ceea ce Eminescu numea extraordinar când spunea și timpul crește în urma mea, mă întunec. Simțeam această întunecare eminesciană. Și atunci, formula aceasta veselă, strălucită, de cadrin, să zicem așa, a poeziei obzeciste, mi s-a părut odată că nu mă mai ține, că mă strânge la umeri ca o haină prea îngustă, crescuse în volum. În așa fel încât, la un moment dat, am simțit nevoia să fug de acolo, deși era paradisul. Am simțit nevoia să mă expulzez eu însumi din paradis. Începuseră contracțiile. Trebuia să ies. Trebuia să ies în altă lume. Și atunci am avut două căi de ales. Trei căi, dar o să vă vorbesc de acestea două mai întâi. Am avut, la început, opțiunea de a merge pe o poezie cu totul diferită față de ce făceau colegii mei. De a face o nebunie fără limite, fără capăt, o absurditate totală. Și anume să scriu un poem epic. Un poem cum scriseseră Homer, cum scrisese Vergilius, cum scriseseră alți autori de epopee, de poeme epice. Și în momentul acela mi-am dat seama că singurul fel în care pot să scriu un astfel de poem care să mă țină ocupat un an jumate sau doi ani, să-mi ia doi ani din viață în mod fericit, era să reciclez, să recondiționez și să revalorizez formele istoricizate ale poeziei românești. Care formă? Răspunsul meu a fost simplu. Toate formele. Absolut toate formele. Să reconstruiesc literatura română, sau cel puțin poezia românească, din interior. Și am făcut acest lucru bazându-mă pe singurul limbaj pe care eu l-am simțit ca limbă proprie, și anume pe limbajul lui Bolintineanu. Limbajul lui Bolintineanu și altor câțiva pașoptiși munteni, Grigore Alexandrescu, Boliac și alți câțiva munteni din perioada secolului al XIX-lea, îmi suna foarte bine la ureche pentru că era scrisă, poezia aceasta era scrisă în graiul muntean pe care îl vorbea mama mea, în mod firesc, mama mea de lângă Bolintin, din Tântava, dintr-un loc în care oamenii vorbesc folosind dezacordul între subiect și predicat și foarte multe alte știți cum vorbesc și parlamentarii noștri, care mulți sunt în Bobițeni, sunt de pe acolo, de pe acolo. Un limbaj pe care mie mi-a sunat în urechi în toată copilăria și care m-a oripilat și m-a fermecat în același timp. Un fel de expresivitate involuntară extraordinară, pe care o găsiți și la Bolintineanu când el spune capitanii trage spadele din teacă. Capitanii trage spadele din teacă. Este grotesc, ridicol, absurd și minunat. Și minunat și extraordinar de frumos. Și atunci eu am folosit limbajul din cântecele Bosforului ale lui Bolintineanu ca un fel de supă așa în care am integrat toate celelalte fragmente din care eu mi-am construit levantul. Și l-am făcut prin pastișă, prin parodie, prin intertextualitate, prin aluzii de toate felurile, începând de la aluzii melodice, ritmul frazelor, până la aluzii directe. Sunt nenumărate, analogii ale textelor despre care v-am vorbit în Levante. Am început
fără mare speranță să termin ceva. Am început, am scris un capitol, două, trei, fără să mă gândesc că o să fac până la urmă 12, de fapt chiar 13. Dar încetul cu încetul acest mecanism a prins. Nu o să uit niciodată. Stăteam în nada florilor, în Colentina, într-o căsuță minusculă unde nu era niciun unghi drept, toți pereții erau strâmbi, un bloc muncitoresc, la etajul 8 stăteam, ultimul, așa. Scriam în bucătărie la mașina de scris pe o Erica străveche și în timpul ăsta, în timp ce scriam cu o mână la mașină, cu cealaltă legănam căruciorul fetiței mele, care avea un an și jumătate pe vremea aceea, îl legănam pe linoleumul bucătăriei. A fost o perioadă, în același timp, foarte fericită pentru mine, pentru că aveam un copil mic și aveam o familie și scriam levanturi, dar în același timp o perioadă îngrozitoare pentru mine și pentru noi toți. Era mizeria absolută în România, iar eu scriam levanturi. Când am terminat această carte, ca și în cazul multor altora, nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred că am scris o carte care este o carte, zic eu, o carte rotundă, care nu mai are nevoie să fie adăugită și nu mai e nevoie să se scoată ceva din ea. Exact cât am vrut să fie, atât a fost. Și sunt foarte, foarte bucuros acum că există levantul acesta și mai ales că există acum, prin câțiva prieteni care m-au ajutat să fac acest lucru, Andrei este aici lângă noi, un foarte, foarte bun ajutor și care m-a luat cu mașina lui, m-a dus până la studio, m-a adus înapoi, a avut grijă de mine, mi-a adus apă când aveam nevoie, mâncare când aveam nevoie și, în general, s-a îngrijit de tot procesul facerii acestei cărți. Am citit Levantul, deci Levantul există cu vocea mea proprie, am citit Levantul vreo 6 ședințe, de răgușisem complet, și chiar și acum mai sunt răgușit după vreo lună de zile după această experiență. Și cred că l-am citit destul de binișor, cam repede, acum dacă l-aș relua, aș citi ceva mai lent, dar oricum este o ediție haioasă, să zic așa. Sunt destul de mulțumit de ea, arată și foarte frumos. Iar cea de-a doua cale pe care voiam să evadez, pe care a trebuit să evadez, a fost cea din volumul Nimic. Ultimul volum de versuri scris de mine. Și care este o cale a gradului zero al scriitorii. Acolo n-am mai folosit niciun fel de metaforă, niciun fel de îmbogățire artificială a poeziei respirației. Acolo este respirație pură, așa cum spunea Frank O'Hara, că de fapt versurile urmează ritmul respirației naturale din fiecare epocă. Cred că de niciun volum nu sunt mai mândru decât de volumul meu Nimic, tocmai pentru că este nimic, pentru că este realmente nimic, pentru că nu este nici un fel de ornament acolo. Este poezie în stare pură, atâta cât pot eu, cât mi s-a dat și mie puterea să fac poezie. Este ultimul din volumele cuprinse aici în această poezie. Iar a treia cale a fost proza și sunt extraordinar de fericit că mi s-a făcut acest dar de a putea să scriu și proză. N-aș fi crezut niciodată, am făcut-o inițial tot pentru prietenii mei prozatorii, pentru Mircea Nedelciu, pentru George Crăciun, pentru Sorin Preda și pentru atâția alții, ca să arăt că sunt și eu bun de ceva și până la urmă m-am prins în acest joc al prozei care este foarte diferit de jocul poeziei. Trucul meu fiind că am făcut în continuare tot poezie, dar acesta este un secret pe care vă rog să-l țineți și dumneavoastră bine ascuns. De fapt, proza mea este tot poezie și de fapt tot ce am scris în viața mea este poezie. Pentru că în cele din urmă, și cu asta vreau să termin, nu vreau să vă țin mult, în cele din urmă, de fapt, arta scrisului nu este decât un fel de diminutiv al artei tatuajului. Scrisul este tatuaj, scrisul este scris pe pielea altora sau pe propria piele. Autorii, să zicem așa, mimetici, autorii care nu au acea fundamentală strună a autenticității, scriu de obicei pe pielea altora. Fac personaje, fac acțiuni, fac romane realiste. Autorii autentici, după părerea mea, scriu întotdeauna pe propria lor piele, ca în colonia penitenciară a lui Kafka. Ei își tatuează propria piele. Scriind versurile mele, am simțit și eu că îmi tatuez centimetru cu centimetru propria mea piele, că de fapt fiecare pagină este o bucată din pielea mea pe care o grabez cu pixul
lăsând urme de cerneală în rănile de acolo, pentru că arta tatuării e o artă dureroasă. Este întotdeauna dureroasă. A te tatua înseamnă a fi underground, pe de-o parte, niciun mainstream nu se tatuează, a fi underground, a fi interlop într-un fel, un interlop al spiritului, să zicem așa, și a te durea. Durerea este esențială aici. Ei, după ce am terminat de scris poeziile mele, am simțit că îmi tatuase în fiecare centimetru de pe trupul meu. Și de aceea m-a apucat în acel moment disperarea. Nu mai aveam unde să mai scriu nici măcar un singur vers. Tot corpul meu, de sus până jos, era acoperit de tatuaje, unele mirifice, altele grotești, altele monstruoase, înspăimântătoare. Ideea mea care m-a salvat a fost că nu numai pielea poate fi tatuată. M-a salvat ideea că, de fapt, îți poți tatua și ceea ce ai sub piele. Îți poți tatua rinichii, îți poți tatua intestinele, îți poți tatua inima, îți poți tatua creierul. Asta am făcut scriind proza. Proza mea este o tatuare interioară, o tatuare a pielițelor interioare, a prapurului, a, știu eu, a glandelor interne, a venelor și arterelor. Aceasta am făcut scriind proza din orbitor, proza din travestii și proza la care scriu acum. Iar ceea ce scriu acum este încă mai mult, aș spune eu. Nu vreau să creez așteptări extraordinare, dar pentru mine, subiectiv, este mai mult, pentru că am început să scriu cartea la care lucrez acum când mi-am dat seama că și organele mele erau complet tatuate. Ce mai rămânea de tatuat? Și mi-am dat seama că poate fi tatuat și spiritul. Spiritul care este în interiorul, este interiorul fiolei în care trăim cu toții. Acest lucru încerc să-l fac acum. Încerc să-mi tatuez subconștientul. Încerc să-mi tatuez lumea interioară. Sper că voi reuși. Deocamdată ce mi-a ieșit este înspăimântător în primul rând pentru mine. Vă mulțumesc iarăși tuturor și Lidiei în primul rând și dumneavoastră, tuturor care sunteți aici, și mă bucur mult că am fost și de data asta împreună.